Regiunea și cheia. Și erau mai multe buletine de vot prinse în procesul de votare decât cărți de identitate scanate ca persoane care s-au prezentat la vot. Ca să regleze situația și să le bată cheia, au rupt în fața reprezentanților noștri de la buletinele nule, trei buletine de vot. Candidatul PNL Doina Chircu a cerut Biroului Electoral Central repetarea alegerilor la Orșova și spune că va depune plângere penală împotriva șefului biroului de circumscripție, care respinge însă toate acuzațiile. Ce s-a întâmplat la Orșova? Ați modificat procesele verbale, domnul procuror, de două ori? Și cu ștampila ați desfăcut sacii sigilați? Să facă falsuri grosolane. Să umple în sacii sigilați cu buletine de vot și multe altele. Eu consider că toate aceste elemente și susținute de documente sunt, mă îndreptățesc să mă adresez organelor statului. Reprezentanții Beșmehedin spun că solicitarea candidatului liberal este de competența Biroului Electoral Central. Probele o să le administreze în BN. Deși au competența, deși o să facă ce trebuie acolo. Dumneavoastră credeți că sunt suspiciuni? E suspect ceea ce s-a întâmplat acolo? Nici nu-mi permis să fac lucrul acesta, pentru că, vă repet, nu este în competența Biroului Electoral de rezolvarea acestei probleme. În Mehedinți, alegerile au mai fost contestate și de candidatul blocului Unității Naționale la Eșelnița.